Ce urmează pentru România? Care este termenul următor în care putem spera să intrăm în spațiul de liberă circulație? Înainte de a intra în această discuție, trebuie să remarcăm faptul că suntem în fața unui eșec, atât al Europei cât și al României. Și spun acest lucru pentru că accederea la acordul Schengen este în special o temă de natură politică. Practic, prin decizia de a respinge România și Bulgaria, Olanda și Austria s-au separat de votul și de abordările celorlalte state membre ale zonei europene acoperite de acordul Schengen, iar pe de altă parte au transmis faptul că există clivaje în procesul de decizie înăuntrul Europei. Ori de o astfel de situație nu poate profita în momentul acesta decât Federația Rusă. Direct sau indirect, aceasta este consecința. În legătură cu România, cum spuneam, Comisia și-a desemnat, Comisia Europeană, Executivul European, și-a desemnat o echipă de monitorizare a capabilităților tehnice ale României de a fi frontiera externă în acordul Schengen. Și a concluzionat că totul este în regulă. Ori, față de această decizie, este clar, Austria și Olanda au hotărât politic faptul că evaluarea unei instituții europene nu are valabilitate. Nu contează. Deci, dacă extrapolăm, este foarte posibil ca oricând, în orice decizie care se ia la nivel multilateral înăuntru de Europei, să fie, într-un moment sau altul, fără explicații sau fără explicații plausibile, contestate la nivel național. Acesta este un semnal de disoluție la nivel european. Domnule Diaconescu, vă mulțumesc.